părinți, iubiți elevi, stimați colegi, așa cum am obișnuit în fiecare an, la sfârșitul anului, înainte de sărbătoarea de Crăciun, organizăm Carnavalul Fulgilor de Nea pentru toți elevii care au frecventat cursurile de la cercurile din cadrul grupului copiilor. Noi am pregătit un program care sper să vă placă, să vă destindă și să începem sărbătorile într-o atmosferă de sărbătoare. Acest carnaval nu era posibil dacă nu aveam o echipă inimoasă care să se preocupe atât de organizarea spectacolului, cât și de găsirea sponsorilor pentru dărui copiilor o recompensă pentru activitatea lor în acest semestru. Eu, în numele colegilor mei, vă dorim sărbători fericite, sănătate și multe împliniri, atât personale cât și profesionale. Și acum dau cuvântul organizării. Eu mă numesc Bianca Cervico, eu mă numesc Costan Bianca, iar împreună vă vom acompania pe durata întregului spectacol. Pentru a intra în spiritul sărbătorilor de iarnă, vom începe programul cu interpretarea colindului O ce veste minunată, acompaniat la pian de domnul profesor Lupei Costel, dar nu înainte, Bianca, nu înainte de a vă prezenta sponsorii ce ne-au ajutat cu darurile, ce Moș Crăciunul aduce copiilor, ce au participat la carnavalul de astăzi. Domnul Sorin Olariu, SC Multiplu Tur SRL, SC Camelo SRL, Protopopriatul Pașcani, SC Tribelda SRL, Cabele Didactice la Clubul Copiilor Pașcani. Vă mulțumim frumos pentru ajutor!
de la Cercul de Coreografie, întrebat de domnul profesor Ștefan Dintiu. Haideți să primim cu aplauze. Sunt
acasă și, bineînțeles, în pași de dans, îi vom invita pe elevii de la cercul de coreografie, coordonat de domnul profesor Dimitru Ștefan. Haideți să-i încurajăm cu aplauzurile. Muzică vocală ușoară și instrumentală, ne vor prezenta tradițiile din această perioadă, de la an la an. Prin melodia, prindeți lampa în fereastră. Așadar, le vom invita în scenă pe solistele Costan Bianca, călugărul Alexia, Dorina Chihaia, Daria Pounet, împreună cu mine, și care, cu toate acestea, vom fi acompaniate de corul Clubului Copilă. Haideți să-i primim cu aplauze!
pentru voi.
spectacolului, vă invita în scenă pe Iulian Paraschiv, ce ne va încânta cu un număr puțin alt de magie. Haideți să-l încurajăm cu aplauzele noastre. Vreau să vă spun în primul rând bună ziua și bine v-am găsit din nou. Mă aflu a doua oară pe scenă la Clubul Copiilor Pașcani și vreau să vă spun că prima dată m-am simțit foarte bine. Dacă prima dată am multiplicat sticlele, de data asta o să fac să dispară sticlele. Așadar, vă doresc vizionare plăcută. Cu puțină muzică, următorul moment de magie îl dedic pentru voi. Ca să o prezint în atenția dumneavoastră. Absolut goală.
sticlă, o voi introduce în punga de sârtie, iar la comanda mea, 1, 2, 3, sticla dispare. Ce credeți? Este posibil? Atenție! 1, 2, 3! Ați spărut! Nu mă credeți! Pe cuvântul meu de magician că a dispărut! Petru! A, băi, asta a fost simplu. Haideți să o aducem înapoi, să apară, ca să a apărut. Atenție, vă mai fac o dată. Poate n-ați fost voi atenți la sticla a dispărut. Atenție, din nou. Vă mai facem încă o dată. Atenție! 1, 2, 3, sticla a dispărut. Continuăm, domnul este Lino Laiu, 10 multe prezenturi SRL, 10
Comedor, SRL, Protocopiatul Pașcani, Sence, Criter, SRL și, bineînțeles, cadrele didactice din Clubul Copiilor Pașcani. Vă mulțumim! Așa se numește cântecul interpretat de elevii de la Circul de Muzică Ușoară. Haideți să-i primim cu aplauzi și să le urăm succes!
prezentarea elevilor de la Cercul de Muzică Ușoară, care urmează domnul profesor Costel Pei. Take it, 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 take it
Dumneavoastră, pe musca lui Ida, cine va interpreta o celeste minunată.
cântăm. În continuare, haideți să auzim interpretarea domnișoarei David Aris. Haideți să auzim interpretarea.
mulțumim mult, Iuliana. În continuare, Alexa Maria ne va interpreta piesa Flori de Măr. Haideți să primim un aplaus. Haideți să-i ascultăm și să-i primim cu aplauze.
mulțumiri domnului Sorin Olaricus, SECE Multiplutur SRL, SECE Comedor SRL, protocopiașul Pașca, SECE Tridenta SRL și bineînțeles cadrele didactice în timpul copiilor pașcani. Încă o dată, încă o dată, rând de aplauz pentru urmășii. Profesor Gheorghe Constantin Arșinian. Să vorbească și moșul. Dragii moșului, bine v-am pregătit să ne stăm și noi ori. Bine vacanța, sunt foarte bine, nu? Mici mie. Vă rog frumos să mulțumim la moșul și să purtați frumos, să fie în care mi-e sunit în cadou de la moșul pentru că e Crăciun. În zi bună! Nu luați cu două patică, luați cu dintre două, nu? Aveți bine că fiecare sunt bine cu zis aici, apară. Aia, dragi moșului. Urmează copiii de la cercul de muzică ușoară, vocală și instrumentală, coordonați de profesorul Iubei Costel. Și se pregătesc artiștii. Copiii cercului de muzică ușoară, vocală și instrumentală, profesor Costel Lupri. Ești mare, 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 ești